Bună dimineața! Mă bucur să vă revăd, mă bucur să vă cunosc, mă bucur să vă reîntâlnesc. Numele meu este Horia Țiț, sunt lector la Facultatea de Drept a Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Voi intra direct în subiect. E într-adevăr o temă de executare silită, sau pornește de la o problemă de executare silită, dar o să ajungem încet și în alte probleme, unele dintre ele de drept material, altele care țin de, să zic, intersecția executării silite de drept comun reglementată de Codul de Procedură Civilă cu o procedură specială de executare silită în materia contenciosului administrativ din legea 554. O să fie o prezentare structurată pe patru categorii de probleme de analizat. Voi începe cu un scurt istoric, am spus. Adică o să încerc o ușoară trecere în revistă a reglementării executării silite a obligațiilor de a face care presupun faptul personal al debitorului după intrarea în vigoare a noului cod de procedură civilă. Ar fi interesant să analizăm puțin și reglementarea anterioară, cea cu daunele cominatorii și cu amenda civilă, însă din rațiuni de timp am înțeles să comprim și să mă refer doar la reglementarea ulterioară intrării în vigoare a noului cod de procedură civilă. Eventual, acolo unde va fi nevoie, o să facem trimiteri către reglementarea anterioară. În această secțiune, să spunem, a prezentării, vom avea în vedere cele două perioade, să spunem, determinate de modificarea intervenită la articolul 906 aliniatul 4 prin legea 310/2018 și o să avem în vedere hotărârile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție înainte și după modificarea articolului 906 aliniatul 4. Pentru că vom discuta probabil un pic mai mult despre o decizie de dată relativ recentă, decizia 30/2023, apărută în Monitorul Oficial undeva la jumătatea lunii mai și în legătură cu care o să analizăm nu doar problematica efectivă, cea care a fost dezlegată prin acest HP, ci și alte chestiuni care ar putea interveni în discuție pornind de la considerentele acestei decizii. Am mai pus pe slide și într-o secțiune a treia, decizia 37/2023, deși aceasta încă nu este publicată în Monitorul Oficial, am verificat și acum, nu apare încă publicată și atunci vom face doar câteva considerații urmând ca ele să fie reluate eventual la o întâlnire viitoare după ce vom avea și motivele, după ce vom avea și hotărârea redactată. Și în fine, în ultima parte a prezentării, vom aborda câteva chestiuni referitoare la daunele moratorii care pot fi pretinse de creditor în cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligației de a face care presupune faptul personal al debitorului. Practic, întreaga prezentare a fost gândită de mine pentru a conduce spre această problematică a daunelor moratorii, în legătură cu care am identificat, să spunem, trei categorii de probleme pe care aș dori să le punem în discuție, sau în fine, trei le-am structurat eu aici, deși
veți vedea, sunt practic mai multe. Prima, dacă aceste daune pot fi solicitate de creditor în temeiul articolului 892 din Codul de Procedură Civilă sau în temeiul articolului 628 aliniatul 4. Apoi, dacă aceste daune mai pot fi solicitate în temeiul 892 sau 628 în situația în care a fost deja pronunțată o hotărâre de respingere a cererii pentru stabilirea cuantumului definitiv al penalităților întemeiată pe dispozițiile articolului 906 aliniatul 4 pe ipoteza avută în vedere de decizia 30/2023, adică atunci când obligația este executată de debitor, chiar pe parcursul soluționării cererii de stabilirea cuantumului definitiv al penalităților. Și în final o serie de întrebări, am spus eu acolo fără răspuns, mă rog, nu sunt chiar fără răspuns, desigur o să încercăm să dăm câteva răspunsuri. Unele nu sunt chiar atât de greu de dat, altele probabil că vor rămâne în discuție și pentru întâlniri viitoare. Bun. Începem așa, fiind dimineață și din prima prezentare, începem cu chestiune care, spun eu, ar trebui să ne fie familiară, un scurt istoric al reglementării procedurii de executare silită a obligațiilor de a face sau de a nu face, care presupun faptul personal al debitorului. Așa cum știm, noul cod de procedură civilă, în varianta în care a intrat în vigoare, deci legea 134/2010, astfel cum a fost modificată prin legea de punere în aplicare, a introdus un nou sistem de reglementare în ceea ce privește executarea silită a acestui categorii de obligații. În forma sa inițială, deci legea 134/2010, nou cod de procedură civilă, valorifica în cea mai mare parte soluția legislativă din codul de procedură civilă anterior, soluție legislativă care se cristalizase în forma unei amenzi cominatorii și a interdicției daunelor cominatorii. În legea 134/2010 a fost preluată, spuneam, această soluție legislativă. Prin legea 76/2012 a fost modificată și, practic, ceea ce a intrat în vigoare în 2013, în februarie 2013, a fost această nouă soluție legislativă pe care o regăseam inițial la articolul 905, devenit ulterior ca urmare a renumerotării după legea 138/2014, articolul 906. Foarte pe scurt, cunoașteți desigur, e o procedură de executare silită, deci presupune sesizarea organului de executare cu o cerere de executare silită, încuvințarea executării, somarea debitorului, un termen de 10 zile, după care o procedură jurisdicțională care se desfășoară în fața instanței de executare în două etape. Într-o primă etapă, printr-o încheiere definitivă, se stabilește un cuantum al penalității datorat pe zi de întârziere de către debitor, după criterii prevăzute la articolul 906 aliniatele 1 și 2, respectiv în funcție de natura obligației, aliniatele 2 și 3, dacă este sau nu e valoabilă în bani, fără ca aceste penalități aplicate prin această primă încheiere să aibă caracter cert, lichid și exigibil, deci ele nu pot fi puse în executare. În a doua etapă a procedurii, creditorul trebuie să meargă din nou la instanță și să obțină, după trecerea unui termen de 3 luni, o nouă încheiere prin care se stabilește cuantumul definitiv, și spun între ghilimele, bănuiți de ce,
cuantumul definitiv al penalităților, încheiere pe care ulterior o poate pune în executare. Pe forma inițială nu aveam ceea ce la momentul de față ne spune articolul 906 aliniatul 7 și e important pentru că, repet, prezentarea ne va duce spre această problemă a daunelor pe care le poate solicita creditorul în cazul neexecutării sau executării cu întârziere. Aliniatul 7 a fost introdus prin legea 138/2014, la pachet, vom vedea mai spre finalul prezentării, cu modificarea articolului 892, aliniatul 1 din Codul de Procedură Civilă, în sensul în care aplicarea acestor penalități și stabilirea cuantumului lor definitiv, deci procedura reglementată de aliniatele anterioare, nu împiedică obținerea unor daune pentru prejudiciul cauzat ca urmare a neexecutării. Cu alte cuvinte, aceste penalități nu au natura unor despăgubiri, ci constituie doar un instrument, un mijloc de constrângere a debitorului care nu a executat obligația de a face sau de a nu face care presupunea faptul său. Ele nu acoperă un prejudiciu cauzat creditorului, ci au doar rolul de a-l forța pe debitor să treacă la executare. Bun, și pornind de la această reglementare, a început o întreagă epopee de hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în dezlegarea chestiunilor de drept. Cred că e un caz singular în noul cod de procedură civilă. Avalanșa de întrebări referitoare la dezlegarea chestiunilor de drept adresate în alte curs de casație și justiție în vederea interpretării și aplicării acestui articol. Da? Pe formula inițială, mai fac și această mențiune, deși sunt convins că cunoașteți, aliniatul 4 era formulat în această modalitate, în sensul că se preciza expres că este vorba despre, în etapa a doua a procedurii, că este vorba despre fixarea cuantumului definitiv al penalităților, va fixa suma definitivă datorată cu titlul de penalități, prin încheiere definitivă, spunea textul, dată cu citarea părților. Și e deschisă, să spunem, seria de hotărâri pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție cu decizia 16/2017. Prima problemă ridicată a fost aceea referitoare la, să spunem, repetabilitatea, da? Repetabila povară, era o poezie de Adrian Păunescu, celebră, da, repetabilitatea acestei a doua etape a procedurii. Dacă creditorul poate să formuleze mai multe cereri privind stabilirea cuantumului definitiv al penalităților. Sunt convins că mare parte dintre dumneavoastră cunosc foarte bine aceste chestiuni, dar O să încerc să fiu cât mai scurt în această prezentare de istoric și să ajung la partea mai interesantă, să zicem, care ar presupune interpretarea noilor decizii și problemele care pot apărea pe viitor. Și a spus în Alta Curte, da, ținem minte cu toții, în 2017, o singură cerere poate să formuleze creditorul, o singură cerere, așteaptă 3 luni, s-au împlinit cele 3 luni, poate să facă o singură cerere prin care să se stabilească cuantumul definitiv al penalităților, pentru niște motive oarecum interesante. În prezentare nu o să mă axez foarte mult și pe problema corespondenței cu dispozițiile articolului 24 din legea 554/2004 și din rațiuni de timp și din rațiuni care țin de tema generală, dacă vreți, a seminarului care e dedicat noului cod civil, noului cod de procedură civilă. Însă pe alocuri anumite, să zicem, corespondențe și corelări
în special cu deciziile date de Înalta Curte în legătură cu interpretarea articolului 24 din legea 554/2004, sunt necesare, pentru că fie soluțiile date în legătură cu 906 influențează pe cele date în legătură cu articolul 24 din legea 554, fie invers. Așa cum este cazul și la decizia 16/2017, pentru că după această decizie a fost pronunțată în 2018 o decizie în legătură cu interpretarea articolului 24 aliniatul 4, care a clarificat, n-am mai pus aici pe slide și considerentele, care a clarificat o chestiune legată de natura juridică a termenului de 3 luni. Pentru că primul argument pe care îl reținuse în Alta Curte în decizia 16/2017, într-un paragraf 68, în legătură cu formularea cererii de stabilirea cuantumului definitiv al penalităților, era acela că termenul de 3 luni ar fi un termen în interiorul căruia trebuie formulată cererea de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților. Că ar fi un termen de decădere. Și prin decizia 12/2018, e adevărat, de data aceasta dată, în legătură cu articolul 24 aliniatul 4 din legea 554/2004, Înalta Curte spune că, din contră, termenul de 3 luni nu este un termen de decădere, este un termen dilatoriu, este un termen de așteptare, un termen pe care creditorul trebuie să-l lase să curgă pentru ca doar după expirarea lui să formuleze cererea de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților. Și chiar e interesant, să spunem, și motivarea din decizia 12/2018, care infirmă, să spunem, acele considerente ale deciziei 16/2017, spunând că nu ar fi tocmai considerente cu caracter decisiv, ci ar fi mai mult niște considerente supraabundente, indiferente, și atunci nu trebuie reținute ca având autoritatea de lucru judecat atașată dispozitivului acelei hotărâri. Nu știu să mai existe, sau poate ori mai fi, dar nu le-am văzut eu, foarte multe decizii ale Înaltei Curți date în procedura HP-ului în care să ni se explice că motive considerente dintr-un alt HP nu ar fi de fapt considerente cu caracter decisiv sau decizoriu. Deci o primă premieră, să spunem, înregistrăm în legătură cu această procedură. Și, desigur, soluția aici am pus, pentru că am apreciat că în ceea ce privește specificul executării civile interesează doar prima liniuță din decizia 12/2018, da? Soluția dată prin această decizie este aceea că, practic, creditorul trebuie să aștepte termenul de 3 luni, după care se poate adresa instanței de executare cu cererea de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților în termenul general de prescripție. Termenul general de prescripție de 3 ani de la articolul 706 din Codul de Procedură Civilă. Termen care curge, atenție, și vă rog să rețineți acest lucru, măcar ca exercițiu la fel de a pune față în față mai multe decizii ale Înaltei Curți de Casație și Justiție, termen care curge de la data executării obligației, ceea ce se înțelege că se poate solicita stabilirea cuantumului definitiv al penalităților, inclusiv dacă a fost executată obligația, sau de la data expirării termenului de 3 luni. S-ar înțelege de aici că dacă obligația este executată în interiorul termenului de 3 luni, atunci de la data executării obligației, în termen de 3 ani, creditorul poate solicita stabilirea cuantumului definitiv al penalităților pentru perioada scursă de la momentul comunicării, încheierii de stabilire a penalităților până la momentul executării efective. Dacă n-a fost executată în 3 luni, atunci de la momentul expirării termenului de 3 luni. Da?
observație care veți vedea imediat este infirmată de decizia 30/2023 pronunțată anul acesta, dar ajungem imediat și la ea. O a doua decizie pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, de fapt cronologic ea vine după decizia 16/2017 și înainte de decizia 12/2018, este decizia 73/2017, trebuie citită cu tot cu încheierea de îndreptare a erorii materiale, iarăși o premieră, n-am mai văzut să avem îndreptări a erorilor materiale strecurate în dispozitivul unei hotărâri, unei decizii în alte curs de casație și justiție dată în procedura dezlegării chestiunilor de drept, dar sigur se poate întâmpla. Sunt și colegii noștri magistrați asistenți de la Înalta Curte de Casație, nu știu dacă, cred că erau prezenți și în, da? Cred că n-a fost momentul cel mai plăcut din istoria Înaltei Curți când s-a constatat că într-un HP aveam de făcut o îndreptare a erorii materiale. Dar, în fine, nu era cel mai relevant aspect, să spunem. S-a stabilit prin această decizie că încheierea pronunțată în temeiul aliniatului 1 sau 2, deci cea de stabilire a penalităților, prima încheiere, este definitivă, indiferent dacă cererea este admisă sau respinsă. Ceea ce, în fine, nu e chiar așa de complicat. Interesant e nu neapărat acest lucru, ci faptul că în ceea ce privește soluția legislativă corespunzătoare din articolul 24 aliniatul 3 din legea 554/2004, Curtea Constituțională a spus că e neconstituțional să nu existe apel împotriva încheierii prin care în procedura din legea 554 este stabilită amenda respectiv penalitățile, și atunci avem, să spunem, un regim juridic ușor diferit, determinat cel mai probabil de faptul că în procedura contenciosului administrativ nu este stabilită doar penalitatea, ci și o amendă în sarcina conducătorului entității în cazul neexecutării hotărârii. În fine, o reținem iarăși ca element oarecum inedit, da? În procedura civilă, încheierea de stabilire a penalităților, prima încheiere este definitivă, nu este supusă apelului, chiar dacă cererea este, indiferent dacă cererea este admisă sau respinsă. În procedura contenciosului administrativ, repet, soluția similară a fost declarată neconstituțională și avem la momentul de față reglementarea din articolul 24. Bun, vine modificarea prin legea 310/2018, binecunoscută, se modifică teza a doua cu două componente. Prima, care se referă la posibilitatea de a formula mai multe cereri de stabilire a cuantumului definitiv, de asta am spus mai înainte între ghilimele, pentru că e definitiv doar pe perioada celor 3 luni, se pot formula mai multe cereri, spune teza finală, până la stingerea ei completă a obligației, și al doilea element de noutate, nu mai spune nicăieri că această sumă este stabilită printr-o încheiere definitivă, nemai având o astfel de mențiune, înseamnă că se aplică regimul juridic de drept comun al încheierilor instanței de executare, 651 aliniatul 4, respectiv poate fi atacată cu apel, numai cu apel, în termen de 10 zile de la comunicare. Și în urma acestei modificări, desigur, apar și alte sesizări ale Înaltei Curți de Casație și Justiție. Le voi prezenta foarte rapid pe cele de respingere. Prima 59/2019 viza forma anterioară, înainte de modificarea prin legea 310, și întrebarea era dacă se poate formula o cale de atac, respectiv apel, împotriva încheierii pronunțate în temeiul articolului 906 aliniatul 4 în formula anterioară, în ipoteza respingerii cererii
Și instanța a respins, în alta curte a respins această sesizare, reținând de principiu că raționamentul ar trebui să fie același cu cel din decizia 73/2017, cu atât mai mult cu cât la momentul pronunțării acesteia deja se modificase prin legea 310 și era clar că pe vechea lege nu era supusă niciunei căi de atac, pe noua lege este supusă apelului conform regimului de drept comun al încheierii pronunțate de instanța de executare. Mai abordează aici incidental în alta curte și o problemă de aplicare în timp, problemă care de altfel este reluată printr-o decizie 30/2021, de asemenea o respingere ca inadmisibilă a sesizării de HP, dar în considerentele căreia regăsim suficiente argumente pentru a dezlega chestiunea de drept, se punea problema momentului la care trebuie să ne raportăm pentru a stabili legea aplicabilă. Dacă trebuie să aplicăm 906 aliniatul 4 în modalitatea modificată prin legea 310 față de momentul introducerii cererii de executare sau față de momentul sesizării instanței de executare cu cererea de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților, și răspunsul este evident față de momentul sesizării organului de executare, față de momentul declanșării procedurii de executare silită, pentru că regula de aplicare în timp este aceea că toate incidentele, inclusiv cele jurisdicționale apărute pe parcursul executării silite, sunt supuse legii care era în vigoare la momentul declanșării procedurii de executare silită. A mai existat o trimitere tot în 2021, rezolvată prin decizia 39/2021, legată de ipoteza la care m-am referit deja puțin, pornind de la dezlegarea dată prin decizia 12/2018, unde, repet, s-a stabilit că termenul de prescripție pentru formularea cererii de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților curge după caz de la momentul executării sau de la momentul împlinirii termenului de 3 luni. Prin decizia 39/2021 sau întrebarea la care nu s-a răspuns prin decizia 39/2021 era tocmai aceasta: dacă poate fi formulată o cerere de stabilire a cuantumului penalităților și în ipoteza în care executarea are loc în interiorul termenului de 3 luni. Și în alta curte a respins-o ca inadmisibilă, fără de data aceasta să analizeze nici măcar tangențial această chestiune, reținând că nu este o problemă reală, dificilă, că nu a generat interpretări diferite. Și ajungem la momentul actual, să zic așa, sau cât de cât actual, la decizia 30/2023. Mai multe sesizări formulate de Tribunalul Gorj, conexate. O parte dintre întrebări au fost analizate, o parte au fost respinse ca inadmisibile, dar vom vedea imediat, respingerea ca inadmisibilă este determinată tot de soluția dată primei întrebări, celei care a fost analizată. Întrebarea era dacă mai poate fi obligat debitorul la plata penalităților în condițiile în care chiar pe parcursul soluționării cererii, acesta execută obligația. Evident, după trecerea termenului de 3 luni, pentru că scenariul este cel pe care l-am prezentat mai înainte, da? Este formulată cererea de executare, obținută încuvințarea, formulată cererea de stabilire a penalităților, comunicată, trec 3 luni, se merge din nou la instanță cu o cerere de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților. La un moment dat, pe parcursul soluționării acestei cereri, care, repet, la momentul de față se soluționează în două grade de jurisdicție, debitorul execută
Și întrebarea era dacă în această situație el mai poate sau nu să fie obligat la plata de penalități. Răspunsul în alte curți de casație și justiție este că nu. Răspunsul are în vedere câteva argumente pe care le putem concentra, să spunem, într-un veritabil principiu pe care îl putem extrage din considerentele acestei decizii, acela al caracterului subsidiar al funcției punitive a acestor penalități față de funcția lor cominatorie, față de scopul lor principal, acela de a-l forța pe debitor să își execute, obligația. Cumva reține în alta curte de casație și justiție că inclusiv la momentul împlinirii termenului de 3 luni, aceste penalități își păstrează funcția cominatorie în principal, astfel încât dacă se ajunge la executarea obligației, chiar și după împlinirea termenului de 3 luni, chiar și după sesizarea instanței cu cererea de stabilirea cuantumului acestor penalități, ele nu mai pot fi stabilite de instanță. Nu o să intru acum foarte mult în, să spunem, considerații pe marginea acestor considerente. Dacă o să citiți cu atenție decizia 30/2023, veți constata și faptul că eu am avut o altă, să spunem, interpretare a textului și se regăsește în opinia pe care am transmis-o în alte curți de casație și justiție, însă aceste lucruri, să spunem, contează mai puțin la momentul de față. Nu pot însă să nu remarc o ușoară tensiune, să zic așa, față de decizia 12/2018, care, repet, stabilea că termenul de prescripție pentru formularea cererii de stabilire a cuantumului penalităților curge de la momentul executării obligației sau, în cazul neexecutării, de la momentul termenului de 3 luni, ceea ce însemna în mod automat că era recunoscută posibilitatea formulării unei cereri de stabilire a penalităților, inclusiv în cazul în care a fost executată obligația. E clar că un astfel de scenariu, să spunem, nu mai este posibil în lumina dezlegării date prin decizia 30/2023, cu atât mai mult cu cât cererea de stabilire a cuantumului penalităților va fi respinsă nu doar dacă obligația a fost adusă la îndeplinire ulterior termenului de 3 luni, dar înainte de sesizarea instanței, ci chiar și atunci când a fost adusă la îndeplinire pe parcursul soluționării cauzei până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive, de unde înțelegem că poate fi executată atât pe parcursul judecății în primă instanță, cât și pe parcursul judecății în apel. Rezultă acest lucru din mai multe considerente ale înaltei curs de casație și justiție. Eu am pus pe slide selectiv câteva dintre ele, nu le voi relua acum, desigur, și din rațiuni de timp. Toate însă au, să spunem, acest fir roșu, această idee comună, că aceste penalități au în principal o funcție cominatorie, caracterul lor punitiv de pedeapsă aplicată debitorului pentru neexecutare, neputând fi reținut decât în situația în care, practic, acesta nu execută nici măcar pe parcursul soluționării cererii, adică se ajunge creditorul să obțină o hotărâre definitivă de stabilire a cuantumului definitiv al acestor penalități. Evident că toată această argumentație are în vedere și distinția esențială între natura juridică acestor penalități de instrument de
drept procesual în vederea forțării debitorului să-și execute obligația față de instituția daunelor, inclusiv a daunelor moratorii, adică a celor care au ca finalitate acoperirea prejudiciului cauzat creditorului prin neexecutare sau prin executarea cu întârziere. Ele nu sunt astfel de daune, nu acoperă un prejudiciu creat creditorului și atunci, inclusiv în ceea ce privește stabilirea cuantumului lor, nu trebuie avută în vedere vreo corelare cu întinderea sau gravitatea acestui prejudiciu. E o chestiune pe care o rezolvă, spun eu, incidental în alta curte prin decizia 30/2023, inclusiv în ceea ce privește cu modalitatea în care trebuie stabilit acest cuantum al penalităților. Pentru că ni se spune aici într-un considerent, considerentul 115, că ceea ce face instanța în cadrul acestei proceduri este o simplă operațiune matematică de înmulțire a sumei stabilite prin încheierea pronunțată în prima etapă a procedurii cu numărul de zile aferent celor 3 luni în care a persistat neexecutarea obligației de către debitor. Se soluționează, să spunem, indirect o altă problemă pe care am mai regăsit-o în practică uneori și care pornea de la o decizie mai veche a Înaltei Curți de Casație și Justiție, un recurs în interesul legii pronunțat sub imperiul reglementării anterioare, decizia 20/2005, grație și unei referiri nefericite din decizia 16/2017, la acea decizie în legătură cu stabilirea cuantumului penalităților. Decizia 20/2005 fructifica, să spunem, o soluție legislativă care la momentul respectiv permitea aplicarea daunelor cominatorii și spunea că la momentul la care acele daune cominatorii sunt transformate în daune compensatorii, trebuie avută în vedere întinderea prejudiciului cauzat creditorului, ceea ce era absolut logic. Ori, acel raționament n-a mai fost valabil după ce a fost modificat codul de procedură civilă anterior, la momentul la care a fost interzisă cumularea amenzii cominatorii cu daunele cominatorii și cu atât mai puțin nu poate fi recunoscut sub imperiul codului de procedură civilă actual, având în vedere și dispozițiile articolului 907 care interzic expres acordarea daunelor cominatorii. Și atunci, instituția penalităților trebuie să fie înțeleasă ca având o cu totul altă natură decât aceea a daunelor. Aceste penalități, repet, nu au drept finalitate repararea unui prejudiciu cauzat creditorului prin neexecutare sau prin executarea cu întârziere. Ele au, în primul rând, un scop disuasiv, spune și Înalta Curte în decizia 30/2023, adică cumva trebuie să creeze debitorului o îndoială în ceea ce privește un eventual comportament de a nu executa hotărârea. Trebuie să-l facă să gândească de 2 ori atunci când nu execută. Au un rol combinatoriu pentru că creează un efect asupra acestuia că se acumulează aceste daune și într-un final au un scop punitiv, adică îl pedepsesc pentru că nu a executat obligația în termenul de 3 luni calculat de la momentul comunicării, încheierii prin care a fost stabilit penalitatea. Dacă este să adnotăm, să spunem, 906 aliniatul 4 prin prisma deciziei 30/2023, repet, trebuie să recunoaștem la momentul de față acest efect punitiv,
exclusiv în situația în care procedura de la 906 aliniatul 4 este finalizată printr-o hotărâre definitivă. Cu consecința că, repet, în situația în care se execută pe parcursul judecății, inclusiv în fața instanței de apel, nu va mai putea fi admisă cererea creditorului formulată în temeiul articolului 906 aliniatul 4. Ajungem imediat. Acolo, aia e partea principală a prezentării, să zic așa, și o să-i rezerv cea mai mare parte a prezentării. Sper să reușesc să ajungem acolo. De asta mai trec rapid peste încă o chestiune la care se referă 30/2023. În partea de motivare e adevărat, care ține de respingerea ca inadmisibilă a celei de-a doua întrebări sau a problematicii din partea a doua întrebării, care viza raportul dintre 906 aliniatul 4 și 906 aliniatul 5. Pentru că mai departe 906 aliniatul 5 ne spune că aceste penalități pot fi reduse sau chiar înlăturate doar pe calea contestației la executare în cazul în care debitorul execută obligația prevăzută în titlu și dovedește existența unor motive temeinice pentru care nu a executat în interiorul termenului de 3 luni sau nu a executat până atunci. Bun, și în legătură cu raportul dintre aliniatul 4 și aliniatul 5, e adevărat respingând ca inadmisibile întrebările legate de 906 aliniatul 5, în alta curte stabilește următorul lucru. În primul rând, ne spune motivarea deciziei 30/2023 că executarea obligației în timpul soluționării cererii formulate în temeiul aliniatului 4 conduce la respingerea acesteia, indiferent dacă debitorul invocă sau nu un motiv întemeiat care să justifice neexecutarea în termen. Deci, faptul că aceste penalități au în principal caracter cominatoriu face ca, indiferent de care ar fi motivul pentru care debitorul a executat cu întârziere, el să nu mai poată să fie obligat la penalități și să poată să fie executat pentru aceste penalități dacă execută până cel târziu la momentul pronunțării unei hotărâri sau până la momentul rămâririi definitive a hotărârii prin care sunt stabilite aceste penalități, sunt lichidizate, dacă vreți, aceste penalități. Ipoteza lui 906 aliniatul 5 intervine în situația în care, în baza încheierii sau hotărârii, după caz, prin care este stabilit cuantumul definitiv al penalităților, pornește o procedură de executare contra debitorului. În cadrul acelei proceduri, el formulează o contestație la executare prin care justifică întârzierea executării. Premisa acestei contestații la executare trebuie să fie întotdeauna executarea obligației. Se înțelege că e vorba de executarea obligației ulterior momentului rămânerii definitive a hotărârii pronunțate în temeiul 906 aliniatul 4 și aduce cauze justificative pentru care a executat cu întârziere. Asta poate chiar înlătura penalitatea aplicată prin hotărârea dată în temeiul 906 aliniatul 4. Ceea ce cumva ar fi o excepție de la 713 aliniatul 1 în ceea ce privește admisibilitatea contestației la executare, pentru că în mod normal un titlu executoriu jurisdicțional nu este atacabil pe calea contestației la executare, având în vedere că el are autoritate de lucru judecat. Totuși o excepție aparentă, pentru că observăm considerentele de la 132 la 134 din decizia 30/2023, o astfel de contestație se poate întemeia doar pe un motiv survenit ulterior rămânerii definitive a hotărârii prin care a fost stabilit cuantumul penalităților în temeiul lui 906 aliniatul 4.
Și atunci suntem într-un scenariu pe care îl putem acomoda și cu 713 aliniatul întâi. Bun. Ceea ce mai spun aceste considerente de la 132, 133, 134 și e o chestiune care, din punctul meu de vedere, va rămâne controversată, este că pentru a executa hotărârea pronunțată în temeiul lui 906 aliniatul 4, creditorul trebuie să formuleze o nouă cerere de executare silită. Vă rog să observați de câte ori spune aici o nouă executare, da? Ne spune așa, care are în vedere o nouă procedură de executare silită, de data aceasta unei noi obligații de plata unei sume definitive în baza unui nou titlu executoriu, încheierea pronunțată de instanța care a fixat penalitatea definitivă, plasată ulterior procedurii de executare silită a titlului original. Ceea ce, din punctul meu de vedere, la o primă lectură s-ar înțelege că ar fi vorba despre o nouă cerere de executare, o nouă încuviințare, un nou dosar de executare pornit în vederea punerii în executare a încheierii pronunțate în temeiul lui 906 aliniatul 4. Punct de vedere susținut și de corelarea cu dispozițiile articolului 666, în special 666 aliniatul 4, teza finală, care ne spune că încheierea de încuviințare a executării silite produce efecte pentru titlurile executorii care sunt emise de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare, nu și pentru cele care ar fi emise de instanța de executare. Cred că aici va trebui să mai reflectăm însă, pentru că în măsura în care aici iarăși apare o tensiune între motivarea dată întrebării 1, care a fost admisă și lămurită, și motivarea dată întrebării 2, care a fost respinsă ca inadmisibilă. Pentru că, repet, motivarea pe întrebarea 1 este că aceste penalități, inclusiv în cazul în care sunt stabilite prin procedura de la 906 aliniatul 4, au rol cominatoriu, au rolul de a-l constrânge pe debitor să execute obligația. Prin urmare, rolul lor rămâne subsumat scopului executării silite inițiale, cea care a fost încuviințată în legătură cu titlul originar, cel care viza obligația de a face sau de a nu face cu caracter intuitu persoane. Și atunci ele ar trebui să fie integrate acestui scop. Și inclusiv 906 aliniatul 4, încheierea dată prin care este fixat cuantumul definitiv al penalităților, să fie pusă în executare în același dosar execuțional, pentru că va contribui la realizarea scopului inițial, acela al executării obligației din titlu. Și putem găsi mai multe argumente, pornind chiar de la scopul executării silite, de la articolul 622, aliniatul 4, care aliniatul 3, care permite să fie efectuate toate actele de executare până la epuizarea obligației cuprinse în titlul inițial. Dar, repet, mergând strict pe aceste considerente al căror caracter obligatoriu trebuie să ne mai gândim la el, că sunt cele de la respingerea ca inadmisibilă, da? Am spune că din moment ce ni se spune despre o nouă executare, o nouă procedură de executare în baza unui nou titlu executoriu, da, motamo am înțelege că e vorba de o nouă cerere de executare silită, o nouă încuviințare formulate pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor de la 906 aliniatul 4. Rețineți-vă întrebarea, vă rog, și le discutăm la sfârșit, că s-ar putea să ajungem oricum la ea imediat. Bun, și cu această chestiune trec rapid prin două alte decizii pe care nu le avem încă publicate și atunci n-o să mă refer foarte mult la ele. Decizia 31/2023, care iarăși e la confluența dintre legea 554 și legea și 906. Erau două întrebări aici. Una legată strict de procedura
de executare din articolul 24 din legea 554 și raportul ei cu 906, respectiv dacă modificarea adusă lui 906 aliniatul 4 prin legea 310 influențează sau nu și procedura de executare de la 24 aliniatele 3 și 4 din legea 554, adică dacă în contencios ar putea fi formulate mai multe cereri de stabilire a cuantumului penalităților pentru intervale de 3 luni succesive. Opinia pe care am exprimat-o împreună cu doamna judecător Stanciu în comentariu legii 310/2018 a fost că nu, că procedura din articolul 24 din legea 554 are alte particularități din acest punct de vedere și că acolo epuizarea celor 3 luni practic nu mai permite decât formularea unei cereri în condițiile articolului 892 din Codul de Procedură Civilă. A doua parte a întrebării iarăși era interesantă, concursul între efectul pozitiv al autorității de lucru judecat și caracterul obligatoriu al unei decizii în alte curs de casație și justiție dată în dezlegarea chestiunilor de drept. Da, iarăși și din rațiuni de timp și pentru că nu avem motivarea încă nu intrăm și în această problemă. În fine, decizia 37/2023, de asemenea nepublicată la momentul de față, care e o decizie prin care se dezleagă o chestiune legată de modul în care în concret se produce această ritmicitate a lui 906 aliniatul 4 modificat prin legea 310, adică dacă printr-o singură cerere pot fi solicitate penalități pentru intervale succesive de 3 luni. Și răspunsul în alte curți este că da, se poate formula o singură cerere pentru intervale succesive de 3 luni. Cu un anumit risc, din punctul meu de vedere, pentru creditor, ținând cont de decizia 30/2023, în care avem un considerent, paragraful 123, care ne spune că dacă a executat pe parcursul soluționării cererii formulate în temeiul 906 aliniatul 4, debitorul nu va mai putea fi obligat la plata penalității pentru nicio perioadă de 3 luni anterioară îndeplinirii obligației. Ceea ce înseamnă că dacă, raportat la dezlegarea dată prin 37/2023, creditorul nu formulează cererea pe aliniatul 4 imediat ce au expirat 3 luni, ci așteaptă să se acumuleze intervale succesive de câte 3 luni. Ulterior, când formulează cererea pe 906 aliniatul 4, își poate vedea cererea respinsă dacă, pe parcursul soluționării acestei cereri care valorifica, să spun, intervale succesive de 3 luni, este executată obligația. Și aici am trecut niște întrebări și, sigur, putem să schițăm un răspuns la momentul de față, având doar soluția din decizia 37/2023, fără a avea însă și considerentele. Dacă se poate stabili prin încheiere dată în temeiul articolului 906 aliniatul 4 penalitatea atât pentru luni anterioare, pentru intervale de 3 luni anterioare sesizării instanței, cât și pentru perioade de 3 luni care devin scadente, să zic așa, între ghilimele, pe parcursul soluționării cererii, da? Având o cerere care la momentul de față se judecă în două grade de jurisdicție, cel mai probabil soluționarea ei până la momentul pronunțării unei hotărâri definitive va dura mai mult de 3 luni. Și atunci e posibil ca, să spunem, creditorul să formuleze cererea la finalizarea primului interval de 3 luni, până când se soluționează, să devină scadente, spuneam între ghilimele, alte perioade de 3 luni, dacă le poate valorifica și pe acestea în temeiul, în aceeași cerere. Și de aici următoarele două întrebări pe care
sunt convins că cărora sunt convins că practica le va da răspunsuri diferite. Dacă asta se va considera o modificare propriu-zisă a cererii de chemare în judecată, ceea ce eventual ar permite creditorului să mai adauge 3 luni până la primul termen la care el este legal citat în temeiul lui 204 aliniatul 1, sau dacă sunt aplicabile dispozițiile articolului 204 aliniatul 2.2. Adică considerăm doar ca fiind o modificare a cuantumului, cu posibilitatea ca acest cuantum să fie actualizat pe tot parcursul judecății cu intervalele de 3 luni, care s-ar scurge până la momentul la care sunt închise dezbaterile în fața primei instanțe și ținând cont de faptul că încheierea de la 906 aliniatul 4 este susceptibilă de apel, evident următoarea întrebare, dacă se aplică dispozițiile articolului 478 aliniatul 5, adică dacă această actualizare a penalității față de intervale de 3 luni scurse între timp, poate fi făcută inclusiv în fața instanței de apel. Din punctul meu de vedere, răspunsul ar trebui să fie pozitiv și la prima și la a doua. Da? Adică cererea este cea de stabilire a penalităților și atunci doar este actualizat cuantumul acestora, cu atât mai mult cu cât 30/2023 ne spune, repet, că e vorba doar de o operațiune matematică de calcul față de numărul de zile scurse, ținând cont de intervalele de 3 luni care au fost, fructificate, să spunem, sau care s-au împlinit până la momentul la care se pronunță o hotărâre definitivă în temeiul lui 906 aliniatul 4. Dacă vreți, și din rațiuni de echitate, pentru că tindem să ajungem la o proceduralizare excesivă a acestei modalități de executare a obligațiilor, da? Ținând cont și de faptul că foarte multe titluri executorii din acest domeniu sunt titluri executorii referitoare la restituirea proprietății sau la aplicarea legilor fondului funciar și așa mai departe, care au în spate de cele mai multe ori ani de zile de judecată până la obținerea titlului executoriu. După care creditorul trebuie să facă un prim demers la executorul judecătoresc, concuvințare de executare, consomație cu trecerea unui termen de 10 zile, după care o procedură în fața primei instanțe de stabilire a penalităților, după care o nouă procedură în fața instanței de stabilire a cuantumului definitiv al penalităților. Ar fi, din punctul meu de vedere, nerezonabil și pentru creditor ca el să trebuiască să facă cereri pentru perioade, e adevărat, succesive, dar perioade succesive anterioare sesizării instanței. El poate să formuleze și, nu știu, dacă așa va spune și dacă va fi abordată în primul rând problema în considerente, dar sper să fie așa, da? El va formula o cerere de stabilire a cuantumului penalităților pe care și-o poate actualiza ca și cuantum în funcție de intervalele de 3 luni scurse până la momentul rămânerii în pronunțare la prima instanță, inclusiv, repet, cred, cu aplicarea lui 478 aliniatul 5, adică actualizarea cuantumului în fața instanței de apel. Bun. Și ajungem, sper să ne rămână suficient timp, la problema corelării cu dispozițiile de la aliniatul 7, respectiv problema stabilirii daunelor datorate pentru neexecutarea obligației. 906 aliniatul 7, introdus, repet, prin legea 138/2014, permite creditorului să solicite despăgubiri, independent, dacă vreți, de aplicarea penalităților. Da? Finalitatea aplicării penalităților este de a-l forța pe debitor să execute în natură obligația cu caracter intuitu persoane. Despăgubirile au rolul de a-i compensa prejudiciul cauzat. E prinsă această idee și în două paragrafe din decizia 30/2023, 125-126,
Ceea ce, să zicem, aduce în plus această decizie, deși sigur nu era greu de intuit, e faptul că aceste daune pot avea atât caracter compensatoriu, cât și caracter moratoriu. Deci poate fi vorba inclusiv de despăgubiri pentru executarea cu întârzierea obligației, da? Moratori. Ceea ce înseamnă că va putea creditorul să solicite acoperirea prejudiciului, inclusiv în scenariul avut în vedere de decizia 30/2023, acela al executării obligației pe parcursul soluționării cererii întemeiată pe 906 aliniatul 4. El nu mai poate obține penalități în această situație, pentru că rolul penalităților era doar de a-l constrânge pe debitor. Odată ce a executat acestuia nu-i mai pot fi aplicate aceste penalități, însă, cu siguranță, creditorul va putea să ceară să fie despăgubit pentru prejudiciul cauzat ca urmare a acestei executări cu întârziere. Dacă în ceea ce privește aceste penalități, înalta curte a spus că cu siguranță instanța nu trebuie să aibă în vedere caracterul culpabil sau neculpabil al executării cu întârziere. Executarea pe parcursul soluționării cererii conduce la respingerea ei, indiferent dacă era sau nu întemeiată pe un motiv temeinic. Urmează să vedem care ar fi, să spunem, soluțiile și căile procedurale prin care creditorul poate să obțină repararea acestui prejudiciu cauzat ca urmare a executării cu întârziere. Și sigur că primul text de lege spre care ne îndreptăm atenția este articolul 892, din cel puțin două motive. Pe de o parte, pentru că 906 aliniatul 7 ne conduce în mod automat către acesta, ni se spune la 906 aliniatul 7 că plata despăgubirilor poate fi obținută în condițiile articolului 892 sau ale dreptului comun. De altfel și cele două paragrafe din decizia 30/2023 fac trimitere de asemenea către dispozițiile articolului 892 atât în ceea ce privește daunele compensatorii, cât și în ceea ce privește daunele moratorii. În al doilea rând, pentru că 892 aliniatul 1 face referire în teza a doua la ipoteza neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al debitorului. Bun. Acum, problemele care apar aici sunt două. Pentru că, repet, situația pe care o avem în discuție este aceea în care executarea a avut loc. Da? Debitorul a executat pe parcursul soluționării cererii formulate în temeiul lui 906 aliniatul 4. Asta e premisa lui 30/2023. Se respinge cererea de penalități și întrebarea este dacă poate solicita creditorul daune moratorii în această ipoteză. La o primă lectură pe 892 am zice că nu. Pentru că aici ni se vorbește despre echivalentul despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al debitorului. Nu și a executării cu întârziere acesteia. Mai mult decât atât, mai este un neajuns al lui 892 și, repet, cred că o să asistăm cât de curând la un nou HP pornind de la această problemă. 892 aliniatul 1 pare că face referire doar la situația neexecutării pricinuite de o imposibilitate. Teza 1 e clar pe această ipoteză, vizează executarea silită directă, predarea bunurilor, mobile sau imobile. Ne spune, dacă în titlul executării nu s-a stabilit
suma ce urmează a fi plătită ca echivalent al valorii bunului în cazul imposibilității predării acestuia. Teza a doua, sau după caz echivalentul despăgubirilor datorate în cazul neexecutării obligației de a face ce implică faptul personal al debitorului, a fost adăugată prin legea 138/2014. La pachet cu adăugarea la 905 era atunci, devenit ulterior 906, a aliniatului 7, care face trimitere la 892 în ceea ce privește stabilirea acestor despăgubiri. Ceea ce ne încurcă și mai mult este teza finală a lui 892 aliniatul 1, care ne spune în toate cazurile, adică am zice în toate cazurile avute în vedere în partea introductivă, să spunem, la cererea creditorului, instanța va avea în vedere și prejudiciile ocazionate prin neexecutarea de bunăvoie a obligației înainte ca aceasta să devină imposibil de executat. Și atunci asta ar însemna că și în ipoteza neexecutării obligației de a face, avem în vedere situația imposibilității de executare și că pe 892 creditorul ar putea să solicite eventual daunele compensatorii pentru neexecutarea acestei obligații atunci când survine o cauză care determină imposibilitatea executării ei și daunele moratorii datorate de debitor pentru perioada anterioară a acestei neexecutări, atâta timp cât executarea putea totuși să aibă loc. Nu însă și situația în care obligația a fost executată pentru că, repet, scenariul pe care îl avem în discuție e cel de la 30/2023. Este executată obligația pe parcursul desfășurării procedurii de la 906 aliniatul 4. În sprijinul aplicabilității lui 892, am putea spune că, de fapt, 906 aliniatul 7 are în vedere o aplicare în mod corespunzător, dacă vreți, a dispozițiilor articolului 892. Că ori de câte ori se pune problema ca atașat, să zic așa, sau alături de procedura de la articolul 906 să fie solicitate și despăgubiri, ele trebuie solicitate în temeiul lui 892. Avantajul aplicabilității lui 892 pentru creditor ar fi care? Ar fi, 1, că o eventuală suspendare a executării hotărârii potrivit aliniatului 2, teza a doua, poate fi obținută doar cu consemnarea de debitor a sumei stabilite. Deci, în cazul în care pe 892 îi se stabilesc daune, debitorul nu va putea pur și simplu să obțină suspendarea lor în baza plății unei cauțiuni stabilită pe 719, ci trebuie să consemneze întreaga sumă datorată cu titlu de daune. Asta contribuie indirect și la executarea obligației dacă ea nu a fost executată până la momentul respectiv. Și avem dispoziția expresă de la aliniatul 3 că poate să ceară înființarea de măsuri asigurătorii odată ce formulează cererea de la 892. Repet, argumentul pro ar fi acela că, pornind inclusiv de la dispozițiile lui 125-126 din decizia 30/2023, a cărei premisă asta este că se execută în timpul soluționării cererii pe 906 aliniatul 4, totuși creditorul rămâne cu procedura de la 892, deși, repet, argumente de text de la 892 ne-ar conduce spre o interpretare mai restrictivă a acestuia, în sensul în care ar putea fi obținute aceste daune doar în cazul neexecutării și, într-o interpretare foarte restrictivă, doar în cazul imposibilității de executare. Mai este în discuție 628 aliniatul 4, care, dacă vreți, cel puțin din punctul meu de vedere, poate fi încadrat în categoria dreptului comun. Este textul de drept comun care se referă la stabilirea daunelor moratorii
în cadrul procedurii de executare silită. El este oarecum bizar plasat într-un text care se referă la obiectul executării silite. Practic, el trebuie pus alături de aliniatul 2 al articolului 628. Dacă titlul executoriu cuprinde și daune moratorii, dobânzi, penalități, alte sume, atunci ele sunt calculate de executorul judecătoresc. Dacă nu cuprinde, atunci creditorul le poate cere instanței de executare. Penalități aici înseamnă altceva decât penalitățile de la 906. Penalități la 628 înseamnă daune moratorii. Daune care se stabilesc în favoarea creditorului pentru a-i compensa prejudiciul cauzat de întârzierea executării obligației. Din acest punct de vedere, terminologia folosită de nou cod de procedură civilă este criticabilă sub aspectul regulilor de tehnică legislativă, pentru că penalitatea de la 906 înseamnă un lucru, n-are legătură cu daunele, n-are legătură cu prejudiciu, penalitatea de la 628 are legătură, da? Și atunci, sigur că ar fi destul de bizară o cerere prin care se cer penalități în temeiul lui 906 și penalități în temeiul lui 628 aliniatul 4. Cele de la 906 aliniatul 4 sunt acele penalități combinatorii, cele de la 628 aliniatul 4 sunt daunele moratorii pricinuite, dacă vreți, de executarea cu întârzierea obligației. Problema lui 628 aliniatul 4 este aceea că această cale procedurală este deschisă numai în situația în care aceste dobânzi, penalități sau alte sume se cuvin de plin drept creditorului, spune textul de lege, în temeiul articolului 1535 Cod Civil sau altor dispoziții legale speciale. Și se pune problema ce înseamnă se cuvin de plin drept creditorului. La 1535 e clar. 1535 e reglementarea daunelor moratorii în cazul obligațiilor bănești. Ce face ca aceste daune să fie datorate de plin drept creditorului? Trei caracteristici. Prima, că ele curg întotdeauna de la scadență. Daunele moratorii în cazul obligațiilor bănești nu sunt condiționate de punerea în întârziere a debitorului sau, altfel spus, pentru acest remediu, debitorul este de drept în întârziere. 2. Prejudiciul este prezumat, nu trebuie să facă dovada prejudiciului creditorul. Mai mult decât atât, debitorul nu poate să facă dovada că prejudiciul suferit de creditor ar fi mai mic. Alta este situația la aliniatul 3 când sunt cerute daune suplimentare. Deci, pentru daunele datorate în baza dispoziției contractuale, dacă există o clauză penală, sau pentru daunele stabilite la nivelul dobânzii legale penalizatoare, pe 1535 aliniatul 1, e clar, ele se cuvin de plin drept creditorului, pentru că avem aceste caracteristici. Ceea ce face examenul judiciar relativ sumar, adică nu e necesar un probatoriu amplu care să conducă la stabilirea acestor daune. Problema este dacă aceste caracteristici sunt întâlnite și în ipoteza daunelor moratorii datorate în cazul neexecutării obligațiilor de a face, adică dispozițiile articolului 1536. Din start trebuie arătat că 1536 concurează la cel mai controversat text din codul civil, pentru că cuprinde această formulă miraculoasă, da? Daunele interese datorate, daunele moratorii datorate în cazul neexecutării obligațiilor de a face sunt datorate de la data la care debitorul este în întârziere asupra echivalentului în bani al obligației. Și de aici, da, o întreagă controversă. Mai avem foarte puțin timp și nu o să intru, că nici nu e subiectul prezentării mele,
Da? Ce înseamnă acest lucru? Dacă este vorba doar despre criteriul în funcție de care stabilim întinderea acestor daune, baza lor de calcul, sau e vorba de momentul de la care ele sunt calculate. Cu alte cuvinte, dacă pe lângă punerea în întârziere în ceea ce privește executarea obligației de a face, ar mai trebui făcută o nouă punere în întârziere cu privire la contravaloarea, să zic așa, sau la echivalentul în bani al acelei, al acelei obligații. Întâlnim ambele opinii argumentate consistent în doctrină. În partea finală, o să vedeți, mi-am permis să fac și câteva referințe bibliografice și una dintre ele este un articol scris de doamna judecător Camelia Maria Solomon, formator al Institutului Național al Magistraturii, care abordează exact această problemă a momentului de la care curg daunele moratorii în cazul obligațiilor de a face, astfel încât nu o să mai insist eu foarte mult acum. Cert este că, revenind la 1536, cel puțin una dintre componentele lui 1535, aliniatul 1, care ne-a condus la ideea că daunele moratorii la obligații bănești se cuvin de plin drept creditorului, anume că ele curg întotdeauna de la scadență, că debitorul este în întârziere de drept, nu mai este întâlnită la 1536. Și atunci, asta ne poate conduce și la ideea că 628 aliniatul 4 nu ar fi aplicabil. Este și opinia doamnei judecător expusă într-o notă de subsol din articolul sus menționat. Că examenul judiciar făcut în cazul daunelor moratorii la obligațiile de a face este mult mai amplu și ceva mai delicat decât cel făcut în cazul obligațiilor bănești. Și atunci că, ținând cont de toate argumentele de mai înainte, parcă tot 892 ar fi mai potrivit pentru stabilirea acestor daune, da? Repet, inclusiv în situația în care obligația este executată pe parcursul soluționării cererii formulate în temeiul lui 906 aliniatul 4. Bun. Problema următoare este următoarea. Problema următoare este următoarea. Asta o să cadă la montaj. Avem o situație care cel mai probabil va apărea în practică, determinată de soluția din 30/2023. Creditorul își vede respinsă cererea de stabilirea cuantumului penalităților în temeiul 906 aliniatul 4 pentru că debitorul a executat pe parcursul soluționării. Mai poate formula o cerere să mergem, să acceptăm cel puțin de dragul acestei argumentări că aplicăm 892 sau contează mai puțin că e pe 892 sau pe 628 aliniatul 4. Să mergem pe ideea lui 892. Mai poate formula o cerere în temeiul lui 892 după ce instanța a respins definitiv cererea pe 906 aliniatul 4 pe motivul reținut, adică executarea obligației pe parcursul soluționării acesteia. Foarte rapid, avem o decizie dată tot în materia contenciosului administrativ HP 21/2021 care spune că o cerere în temeiul lui 892 poate fi formulată doar dacă nu s-a finalizat procedura de executare. 21/2021 spune că după pronunțarea de către instanța asupra cererii creditorului de fixare a sumei datorate cu titlul de penalități, respectiv în lipsa unei astfel de cereri, după împlinirea termenului de prescripție a executării silite, creditorul nu mai poate recurge la formularea unei cereri în temeiul lui 892. Argumentul principal reținut fiind acela că
soluționarea cererii formulate în temeiul lui 24 aliniatul 4 din legea 554 sau expirarea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită, finalizează procedura de executare. Și atunci, dacă este să luăm acest argument și să îl transpunem în peisajul lui 906, ar însemna că în situația în care pe parcursul soluționării lui 906 aliniatul 4 este executată obligația, executarea încetează cu consecința respingerii cererii formulate pe 906 aliniatul 4 și încetării executării silite, cu consecința că nu ar mai putea ulterior creditorul să apeleze la 892 sau la 628 aliniatul 4 în funcție de opinia pe care o îmbrățișăm. Sunt niște considerente în decizia 30/2023 care ar conduce spre această soluție, în special cel de la paragraful 129, care ne spune că realizarea creanței creditorului are ca efect încetarea executării silite, conform lui 703 aliniatul 1, urmând ca niciun act în vederea realizării creanței, incluzând și pronunțarea încherii de fixare a penalităților, să nu mai poată să fie întocmit. Repet, dacă aplicăm același raționament ca în 21/2021, ar însemna că pronunțarea definitivă în 906 aliniatul 4 în sensul respingerii cererii pe motiv că a fost executată obligația, ar finaliza procedura execuțională și ar atrage imposibilitatea solicitării unor daune moratorii pe 892, cu posibilitatea evident să fie solicitate pe calea dreptului comun. În fine, întrebările despre care am estimat că probabil vor rămâne fără răspuns ar fi următoarele. În primul rând, da, ținând cont de chestiunile pe care le-am prezentat până acum, dacă ar putea fi formulată o cerere de stabilire a daunelor moratorii în cuprinsul aceleiași cereri prin care se solicită în temeiul lui 906 aliniatul 4 stabilirea cuantumului definitiv al penalităților. Din punctul meu de vedere, da. Pentru că sunt cereri de competența instanței de executare, cel puțin dacă acceptăm aplicabilitatea lui 892, este clar că, grație și lui 906 aliniatul 7, cele două cereri pot fi alăturate, astfel încât creditorul să își constituie un titlu executoriu unic prin care să fie stabilit cuantumul definitiv al penalităților și să fie obligat debitorul la plata daunelor moratorii pentru neexecutarea în termen a obligației. Dacă pe parcursul soluționării acestei cereri este executată obligația, capătul 1 va fi respins, că nu mai pot fi aplicate penalitățile, capătul 2 însă va fi soluționat și vor fi stabilite daunele moratorii până la momentul executării obligației de către debitor. Dacă se poate solicita instituirea de măsuri asigurătorii în baza formulării unei astfel de cereri, dacă acceptăm aplicarea lui 892, atunci e clar că pentru daunele moratorii pot fi cerute măsuri asigurătorii, 892 aliniatul 3, nu văd de ce nu ar putea fi admisibilă și pentru penalități, pentru 906 aliniatul 4, da, având în vedere, să zicem, condițiile generale de admisibilitate a unei cereri de aplicarea măsurilor asigurătorii. Dacă hotărârea pronunțată în primă instanță în aceste condiții este executorie, de ce ar putea apărea această problemă? Pentru că la 892 aliniatul 2 teza 1 avem dispoziție expresă că hotărârea este executorie, însă chiar și în lipsa unei mențiuni exprese la 906 aliniatul 4, spuneam și mai înainte, se aplică regimul juridic de drept comun al încheierilor instanței de executare, 651 aliniatul 4, și atunci, inclusiv pentru penalități, dacă nu este executată obligația pe parcursul judecății la prima instanță, hotărârea va fi executorie. În ce condiții poate obține debitorul suspendarea executării hotărârii prin care a fost stabilit cuantumul definitiv al penalităților
și a fost obligat la plata daunelor moratorii în cazul în care executarea a fost declanșată în temeiul caracterului executoriu al hotărârii pronunțate în primă instanță. Da? Dacă acceptăm că pot fi formulate împreună și că hotărârea va fi executorie atât pentru penalități cât și pentru daune, înseamnă că după ce obține această hotărâre de la primă instanță, creditorul poate să treacă la executare. Dacă poate să treacă la executare, înseamnă că și debitorul poate să solicite suspendarea executării. În ceea ce privește plata daunelor, spuneam mai înainte 892 aliniatul 2, legea impune ca suspendarea să nu poată să fie acordată decât dacă este consemnată în integralitate suma. În ceea ce privește suspendarea executării penalităților, se vor aplica dispozițiile articolului 450, pentru că vorbim despre o hotărâre cu executare provizorie de drept, ale cărei efecte pot fi suspendate până la momentul soluționării apelului cu aplicarea cauțiunii reglementată de articolul 719. În cazul în care debitorul execută obligația după pronunțarea hotărârii primei instanțe, iar creditorul a trecut la executarea acesteia și debitorul invocă executarea pe calea contestației la executare formulată în temeiul articolului 906 aliniatul 5, întrebarea viza calea procedurală, dacă executarea trebuie să fie invocată pe calea apelului sau pe calea contestației de la 906 aliniatul 5. Nu știu dacă am fost foarte coerent. Da? Avem hotărâre dată în primă instanță de stabilire a cuantumului penalităților și de obligare la plata de dobânzi. Se execută obligația dacă obligația este executată înainte de momentul rămânerii definitive a hotărârii, atunci executarea trebuie invocată pe calea apelului. 906 aliniatul 5, grație considerentelor la care am făcut referire mai înainte, poate fi accesat doar în cazul în care, ulterior rămânerii definitive a încheierii de la 906 aliniatul 4, creditorul începe o nouă executare în baza hotărârii respective. Deci, practic, nu e o contestație la executare în dosarul care are ca obiect executarea obligației de a face titlul executoriu originar, ci o contestație la executare în baza hotărârii obținute în temeiul 906 aliniatul 4. E, întrebarea este dacă, având în vedere caracterul executor al încheierii de la 906 aliniatul 4, poate să formuleze contestații la executare pe 906 aliniatul 5, inclusiv în situația în care a formulat apel împotriva hotărârii date în primă instanță. Din punctul meu de vedere, nu. Din punctul meu de vedere, în această situație, calea este cea specifică executării provizorii. Adică 450 pentru suspendare și eventual invocarea în apel a executării ulterioare hotărârii de la prima instanță. În fine, ultima întrebare, dacă este admis acest apel pe fondul executării obligației în fața instanței de apel, dacă se poate obține întoarcerea executării în ceea ce privește penalitățile care au fost deja executate de creditor în baza efectului executoriu al hotărârii de la prima instanță a lui 906 aliniatul 4. În măsura în care recunoaștem că 30/2023 dă posibilitatea executării inclusiv în fața instanței de apel, asta înseamnă că instanța de apel ar trebui să admită apelul, să schimbe în tot soluția și să respingă cererea în ceea ce privește aceste penalități, ceea ce echivalează cu o desființare a titlului executoriu, ceea ce creează premisa întoarcerii executării pentru suma datorată cu titlul de penalități, nu, evident, nu și în ceea ce privește suma datorată cu titlul de daune moratorii. Mi-am permis să trec trei titluri ca bibliografie, lucrarea, articolul domnului profesor Ionuț Florin Popa, implicații substanțiale ale aplicării de penalități, din Revista Română de Drept Privat 1/2020, articolul doamnei judecător Camelia Maria Solomon, momentul de la care curg daunele moratorii în cazul obligațiilor de a face, tot din Revista Română de Drept Privat 2/2022 și, cu permisiunea dumneavoastră, ultimul pe listă, un articol pe care l-am publicat în volumul In Honorem Valeriu Stoica,
considerații cu privire la executarea silită a obligațiilor de a face sau de a nu face intuitul persoane, cu mențiunea că acest articol a fost scris înainte de intrarea în vigoare a legii 310/2018, astfel încât valoarea lui științifică rămâne la momentul de față doar pentru partea de istoric, cel mai probabil, pentru că am abordat acolo și reglementarea anterioară noului cod de procedură civilă. Vă mulțumesc! Dacă sunt întrebări, le ascult cu mare drag, cu mențiunea că, din păcate, cred că ne-am întins și peste perioada de pauză. Sper că nu foarte mult. Cred că mai avem 5 minute de cafea totuși. Dar mai întâi, dacă sunt întrebări. Acum, sincer, eu n-aș fi chiar atât de drastic în a respinge cererea respectivă, cu atât mai mult cu cât reglementarea a furat ochii, să zic așa, chiar și judecătorilor de la Înalta Curte la început. Că, repet, decizia 16/2017, prima din seria celor pronunțate pe această problemă, ne spunea că, din contră, trebuie formulat în termenul de 3 luni, astfel încât o lectură ușor neatentă pentru creditorul care a sesizat instanța nu cred că trebuie să fie chiar atât de drastică. Eu n-aș fi adeptul unei soluții de respingere dacă până la momentul pronunțării acelei hotărâri deja s-a împlinit termenul de 3 luni. Da. Păi da, și în situația în care persistă neexecutarea, ok, bun, respingem cererea, iar la a doua zi o să formuleze alta. Repet, din punctul meu de vedere, cred că ar trebui o oarecare flexibilitate în interpretarea acestui articol, cumva pe fondul și a observării momentului la care ne aflăm, în parcursul juridic al acelui creditor. El este un creditor care, repet, de cele mai multe ori are în spate ani de procese până a obținut titlul executoriu. Are deja în spate un demers procedural făcut în fața executorului, făcut în fața primei instanțe. O oarecare nerăbdare, să zic așa, între ghilimele a lui, în a obține o hotărâre prin care să fie constrâns debitorul să execute, este justificabilă. Al penaliza, n-ai respinge cererea ca prematură sau ca inadmisibilă pentru că ar fi trebuit să aștepte mai mult de 3 luni, ar fi justificabil, din punctul meu de vedere, doar în situația în care se face dovada că a executat creditorul în alea 3 luni. Acum, debitorul. Acum, 30/2023 ne zice că oricum, dacă execută după alea 3 luni, tot îi resping cererea creditorului. Da? Atunci, nu știu, eu aș încerca să fiu un pic mai flexibil în interpretare, da? Adică pe creditor îl penalizezi, trebuia să mai aștepți 2 zile, chiar te-ai grăbit așa la instanță, da? Nu contează că până când am ajuns noi să pronunțăm hotărârea asta, termenul ăla de 3 luni e împlinit de 3 ori între timp, da? Da, deci n-aș fi adeptul acestei soluții, da? Dar dacă debitorul, după 2 ani de la momentul la care a primit somația, cu o zi înainte de rămânerea definitivă în apel a hotărârii execută, respingem cererea creditorului că, da, scopul s-a împlinit, da? N-are decât să ceară daune, da? Adică, totuși, cred că trebuie să găsim un echilibru chiar pornind de la 30/2023, da? Și, repet, reținând și acest mic incident apărut, da, în 2017-2018. La început, Înalta Curte a zis că e termen de decădere. După aia, tot Înalta Curte a zis că, de fapt, e termen dilatoriu. E clar termen dilatoriu. E clar că, în mod normal,
ar trebui așteptat până să fie sesizată instanța. Dar dacă la momentul la care instanța ar trebui să se pronunțe, termenul de 3 luni e vădit împlinit, să zic așa, eu cred că totuși o soluție de respingere ca inadmisibilă sau ca prematură nu se mai justifică. Da. Efectul indirect al deciziei 30/2023 cred că va fi acela al redescoperirii, să zic așa, instituției dobânzilor, daunelor moratorii pentru neexecutare. Pentru că, evident, în situația în care se vede cu această decizie creditorul poate să prefigureze și o eventuală soluție de respingere a cererii pe 906 aliniatul 4, evident că va manifesta un interes mult mai mare în a încerca să-și recupereze prejudiciul cauzat prin întârziere, care poate până acum n-a fost chiar în prim plan. Senzația mea din practică este că existând mecanismul de la 906 aliniatul 4, mai ales după modificarea prin 310, adică posibilitatea de a formula mai multe cereri, da? Și de a obține destul de facil aceste sume, creditorii nu s-au orientat foarte mult și spre a solicita daune moratorii. Da? Și, exact. În aceste condiții, avocații vor descoperi, da? 906 aliniatul 7, vor descoperi 1536, vor descoperi aceste probleme de drept substanțial care țin de întinderea acestor despăgubiri, momentul de la care încep să curgă, cele de drept procedural, care este calea prin care obținem cât mai rapid, cât mai facil, cu cât mai multe garanții pentru creditor aceste penalități. Acum nu zic neapărat că e, cumva e un remediu substanțial mult mai natural, să zic așa. 906 aliniatul 4 e oarecum nenatural, cel puțin pentru dreptul privat. Da? Că într-adevăr, dreptul privat nu prea acționează cu penalități, cu amenzi. Da? De obicei, dreptul privat e orientat spre un echilibru în acoperirea unor prejudicii. Și atunci, în lumina sau pornind de la această decizie, spun eu, cu siguranță practica se va orienta mult mai mult în a identifica mijloacele procedurale adecvate pentru acoperirea prejudiciului cauzat
creditorului prin neexecutare. Și, repet, nu știu dacă să o zic așa ca pe un pariu, dar cred că o să avem cât de curând și un HP legat de 1536 și de momentul de la care încep să curgă aceste daune moratorii în cazul obligațiilor de a face. Mulțumesc!